de-aș vorbi toate limbile oamenilor și pe acele ale îngerilor. Fără iubire nu sunt decât un clopot dojit sau niște talgere țipătoare. De-aș avea darul profeției și aș cunoaște toate tainele și tot ceea ce este știut. De-aș avea credința nemăsurată ce mișcă munții din loc. Fără iubire nu sunt nimic. De mi-aș împărți toate bunurile ca să aibă ce mânca săracii, de mi-aș da ca o ofrandă trupul ca să fie ars pe rug. Fără iubire, faptele mele nu slujesc la nimic. Iubirea e răbdătoare, iubirea e plină de bunătate, iubirea nu pismuiește, nu se îngânfează, nu se umflă de mândrie, nu înfăptuiește nimic necinstit. Nu caută câștig pentru sine, nu se acrește, nu bănuiește răul, nu se bucură de strâmbătate, dar se veselește de adevăr. Iartă totul, crede totul, speră totul, suferă orice. Iubirea nu dispare niciodată. Profețiile vor avea un sfârșit. Darul limbilor va înceta, știința va fi depășită, căci cunoaștem nedesăvârșit și facem profeții nedesăvârșite. Dar atunci când desăvârșitul va fi înfăptuit, tot ceea ce este nedesăvârșit va fi înlăturat. Când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, judecam ca un copil. Când am ajuns în puterea vârstei, am lepădat purtarea copilărească. Acum vedem ca într-o oglindă niște contururi șterse. Atunci vom vedea lucrurile din față. Acum cunosc nedesăvârșit. Atunci voi cunoaște desăvârșit cum am fost și eu cunoscut. Așadar, aceste trei lucruri rămân. Credința, speranța și iubirea. Dar cel mai mare dintre tustrele este iubire. Părinte, o sărbătoare dragă românilor, un moment deosebit, așa, cu ce gânduri? Cu gânduri bune, cu un sentiment de imensă bucurie. Dăm slavă lui Dumnezeu că am ajuns și anul ăsta să putem să ne ocupăm și să organizăm hramul bisericii din parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel. O zi importantă pentru fiecare dintre Ianuria și acestei parohii, o zi importantă pentru noi, o zi importantă până la urmă pentru fiecare dintre noi, cei ce suntem ortodoxi, pentru că în fiecare an, la data de 29 iunie, are loc hramul Sfinților Apostol Petru și Pavel. Sfântul Petru, fratele Sfântului Apostol Andrei, cel care este îndeopște cunoscut ca fiind apostolul românilor. Sfântul Petru, cel de al doilea chemat la apostolie, și Sfântul Pavel, cel din urmă chemat la apostolie, în egală măsură cinstiți și în egală măsură respectați și în egală măsură exemple de urmat pentru fiecare dintre noi, cei ce pășim pe calea mântuirii. Cum mai răspunde lumea, iată, aici fiind o situație, să spun așa, mai specială, este într-un cartier al Romanului, unde nu sunt blocuri, nu sunt așa, deci oamenii sunt mai, să zic, special așa. Cum răspund oamenii la o astfel de moment? Mă simt onorat, am spus-o întotdeauna, că fac parte dintre cei privilegiați, slujitori ai bisericii, pentru că am fost rânduit din încrederea preasfințitului Ioachim Băcăuanu să fiu slujitor într-o parohie de țară la oraș. Oamenii răspund, credința este în continuare puternică, dovadă că, indiferent cum ar fi timpurile, și știm că nu sunt chiar atât de bune, în credință oamenii își găsesc reazm, își găsesc alinare,
își găsesc refugiu și atunci când este o sărbătoare deosebită, așa cum este cea de astăzi, sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel Patroni și ocrotitorii Sfânt Locașului acesta, răspund chemării noastre și participă cu mic, cu mare, în primul rând la rugăciune și în al doilea rând, cu aceeași râvnă și cu aceeași osteneală, la ceea ce presupune o astfel de întâlnire, un astfel de eveniment. Doamne ajută, știu că nu sunteți de aici din parohie și totuși sunteți prezent. Da, totdeauna când sunt aici evenimente deosebite, mă îndeamnă sufletul să plec. Chiar dacă poate mai înainte știu zic lasă că mă duce altă dată. Nu, atunci, acum pleci, acum. Și mă eu la Domnul păstorește și ajung la biserică. Bine, așa preoții sunt așa de binevoitori, pătrund la sufletele noastre. Asta este important. Când avem ceva, întrebăm sufletul. Ei, cum să fac sufletul? Eu în problema asta. Unde să mă duc? Și stă în minte, uite așa, imediat. Și atunci pleci cu siguranță. Și să împlinesc toate cele dorite, atât pentru lauda Dumnezeu, cât și aproapele nostru. Cu ce gânduri la sărbătoarea asta? Cu gânduri să fie buni, pentru fiecare să fie sănătate, în bunăstare. Asta e cel mai important. Cu gânduri de bucurie, multă sănătate la toată lumea, mai ales la bătrâni, la copii, și Dumnezeu să ne ajute. Am înțeles că veniți din altă parohie? Da, vin cu drag la Sfânta Biserică cu ocazia zilei de Sfântul Petru și Pavel. Această zi este a Bisericii, a credinței și venim spre a participa cu dragoste și cu mare evlavie la această sărbătoare. Veniți din oraș aici? Aici, ce să facem? Trebuie să venim la Dumnezeu aici să ne rugăm pentru sănătate, pentru copiii noștri, să fie liniști, să fie cu minți, cum e ziua de astăzi, răi, să-ți bagi mințele în cap, nu așa, nu așa, cu Dumnezeu înainte. Pentru tineri, iată, într-un astfel de moment, așa știu că sunteți foarte apropiat de tinerii din parohie, ce mesaj le-ați transmite tuturor tinerilor? Să rămână aproape de biserică, singurul loc în care își pot găsi sau regăsi liniștea, să nu renunțe niciodată la rugăciune și să nu renunțe la a participa la Sfintele Slujbe, pentru că nicăieri, în nicio altă parte, nu vor găsi ceea ce și nu vor simți ceea ce găsesc și simt în casa lui Dumnezeu. Avem un program susținut de cateheză pentru tineri, ne interesează pentru că sunt viitorul nostru. Până la urmă, ei sunt cei care ne vor lua locul mâine și foarte, foarte important, să spuneam și am repetat-o de foarte multe ori enoriașilor mei, e important să dăm o atenție sporită tinerilor, pentru că ei sunt cei care vor urma după noi, ei sunt cei care vor sluji la altar, ei sunt cei care vor veni să aducă darul la altar. Ori dacă nu ne ocupăm intens de ei într-o lume în care sunt poluați și bulversați și dezorientați, nu vom avea decât de pierdut. Dacă îi vom atrage către biserică și îi vom învăța calea adevăratei credințe, atunci când vor veni, la rândul lor maturi fiind, noi sperăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, bătrâni fiind, să ne bucurăm văzându-i și să nu tresărim gândindu-ne că vin să ne întrebe dacă am luat sau nu pensia. Și pentru că spuneți cu atâta dragoste, v-aș ruga către tineri ăștia care sunt, eu știu, ispitiți de tot felul în lumea asta. Ce cuvânt le-a spune așa de la înălțimea? Mi îngrijorează foarte mult situația tineretului, pentru că el va fi viitorul țării noastre. Și chiar dacă sunt plecați în străinătate, tot acolo ne reprezintă și spune, de unde sunteți? Din România. Ei, România este o țară așa credincioasă, nu știu cum. Dar plecând din țara ta, cu obiceiurile tale, cu motivele tale de rugăciune către Hristos și putere cerești, atunci stai și te gândești, unde mă aflu, ce vreau să fac. Și până când nu vii în țara ta, nu-ți revii. Pentru că acolo sunt alte lucruri care nu pătrund în sufletul nostru. Mi-am duc aminte de o intervenție la un mare preot care era în muntele
sus acolo la Sinai. Și vine la el fratele lui și spune: măi frate, eu am pățit o nenorocire mare. Ce să fac în cazul ăsta? Măi, tu ai venit la mine. Eu nu pot să fac decât adevărul lui Dumnezeu. Dacă mai ai ceva de spus în afară de asta, mai spui, dacă nu, nu. Și atunci, cum să procedezi pe viitor? Când ai ceva de rezolvat, întreabă sufletul tău. Suflete, cum să fac eu în problema asta? Te rogi fierbinte la Dumnezeu și la puterile cerești. Cum să rezolv, Doamne, eu treaba? Și atunci îți vin gândurile, îți vin ușurarea sufletului și pornești pe calea asta și sigur, cu siguranță, împlinește Dumnezeu. Deci toată nădejdea la Dumnezeu. Toată nădejdea la El este. Altă nădejde, oricât spun în puterile noastre, nici vorbă de împlinire. Ne rătăcim mai mult decât am fost. Și așa, dacă noi avem credința în stăpânul nostru, mântuitorul nostru, care a suferit atâta pentru păcatele noastre, ca să ne vadă mântuiți, nu așa, oricum și oriunde. Și asta ne face ca să trăim niște clipe înățătoare, când ne gândim la patimile mântuitorului, care fără să aibă nicio vină. Și noi greșim de atâtea ori și trebuie să ne îndreptăm, că altfel nu se poate. Ne gândim când ne vine așa gânduri mai străine. Unii ne gândim ca să scăpăm de ele. Ne gândim la Mântuitorul ăsta când pe cruce și Maica Domnului și Ion, care stăteau acolo la cruce și plângeau pe Mântuitor. Și atunci nu se poate să nu vină o stare așa de biruință care să te înalți către cerul Mântuitorului și îți vine lacrimile fără să vrei. Să ne ajute Dumnezeu cu lumină. Vă mulțumesc, lumină, și toate cele de folos pentru mântuirea sufletelor. Vă mulțumesc foarte mult. Să rămână.